Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, mă ajută foarte, foarte tare. Inelul Soacrei. Deci, se apropie concursul de sfârșit. Dacă a apărut Inelul Soacrei, știam eu că plecaseră deja după inel, așa că mama săptămânii, doamna Alina, le-a spus regulile. Toate bamile trebuie să extragă un bilețel și câștigătoarea trebuie să spargă, știți, veșnica cutie de sticlă, să ia inelul și să-l dea, dar are 5 minute, nu ca înainte stătea cu săptămânile și să gândeau și să răzgândeau. Acum a fost foarte repede. E bună ideea asta, e foarte bine așa, foarte bine. Păi de ce să șadă? Vrei să faci un lucru, îl faci imediat, nu mai stai să te gândești, pentru că dacă stai să te gândești, deja te îndoiești de asta. Când ești hotărât, e pe moment. Așa că toate mamele s-au apucat să desfacă la bilețele, să caute pe acolo, erau pe jos, peste tot. Și mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut când le-am văzut așa cum căutau ele. Ce păcat că noi n-am avut în sezonul 2 acest task sau ce este cu inelul soacrei. N-am avut noi multe, am fost mai la început. Așa că, în sfârșit, Mirela a găsit inelul soacrei. Foarte fericită, toți aplaudau. Bineînțeles, n-au fost fericite cele în cuplu, pentru că fiecare și-l dorește, nu? Nu? Dacă țineți minte, în sezonul trecut, a fost câștigat de doamna Loredana și i-a fost oferit Biancăi. Nu Biancăi. Iar Marius, într-un gest foarte romantic, i-a oferit Ioanei inelul soacrei. Toată lumea a aplaudat, alții mai sinceri, alții mai puțin sinceri. S-au îmbrățișat, bineînțeles, toți trei, după ce au venit și ceilalți. A fost frumos, că lumea e fericită. Bine, nu toți, dar mare majoritate. Iar spunea Marius, acum trebuie să te cer. Și a început să-i facă niște declarații ce iubește la ea. Până și înălțimea ei mică. Dar mi-a plăcut de Mirela când zice către ea, hai vino încoa, vino rățușco. Știți că pe Facebook îi zic ogoșica. Iar ea chicotește. Câteodată chicotește aiurea. Da, dar Marius zicea că și chicotea la ei o iubește. Așa că dacă el e fericit când aude că foarte de multe ori chicotește, de fapt tot timpul chicotește, și după ce a chicotit, s-a dus la cameră cu mâna așa, deci am și eu un inel, și a arătat mamei ei, a venit și el, a venit după aceea și Mirela, spunea Mirela că sunt extraordinari, păi de ce n-ar fi? Sunt tineri, sunt frumoși, sunt sănătoși, de ce n-ar fi extraordinari? De fapt, toți suntem extraordinari în felul nostru. Sper că a văzut mama Ioanei mesajul, pentru că Ioana plutea pe undeva, era așa de fericită. Mie place când sunt oameni fericiți. Nu-mi place când vorbesc urât și se ceartă și se înjură, atunci nu. Dar când sunt fericiți, orice motiv ar avea, orice motiv. Îmi place. E frumos. E frumos să fii fericit, mai ales când urmează să te căsătorești, urmează să-ți întemeiezi o familie, nu? Păi da, asta e lucrul cel mai important, familia. Ea chiar zicea că vrea și el zicea în declarațiile lui nesfârșite, așa spunea, că vrea să rămână cu ea, iar Mirela zice că să-l porți toată viața, ia să vedem cât îl va purta. Asta după ce se termină concursul, dacă o să ne mai ține la curent cu diferite evenimente, dacă nu, n-avem de unde să știm. Acest jacuzzi care toți îl doresc, mai ales cei care sunt în cuplu. Și după ce a fost Andy și cu Luiza, pentru că pe ea a găsit-o, de fapt, nici n-a cerut decât Daria n-a vrut, foarte rău. Deci era rușine să-și etaleze șunculițele alea mari, măcar lui îi arată bine. A venit și rândul lui Alex și Andrei la jacuzzi, normal, foarte panicat. Alex a dus la băieți, disperat, am jacuzzi și n-am slip.
făcea, vă rog frumos, dați-mi un slip. Toți băieții încercau să-l ajute, bineînțeles. Mi-a plăcut tare mult asta cum el. Păi cum vii la casa mireasa când știi că există jacuzzi? Asta în caz că urmărit vreun... Trebuie că se știe. Era chiar așa neștiutor de tot, să nu știe ce se întâmplă cât de cât. Vii fără slip. Dar a găsit pe undeva, nu? Că băieții se ajută între ei. Și fetele am văzut că își dau haine, își dau machiaje. Asta e bine, asta e bine pentru că din moment ce stau toți împreună, îngrămădiți în locul acela mic, e un loc mic pentru atâtea persoane. Am văzut pe Facebook că Maria, doamna Maria, a învățat pe Daria să-l ceară înapoi pe Adrian. Nu se mai poate. E o singură revenire pe sezon. De ce nu înțelege nimeni asta? Mai ales cei din casă care ar trebui să știe, eu am știut de atunci. Ia spuneți-mă, în care sezon au intrat doi concurenți? Nici care. La noi a intrat spre sfârșit Ștefania. Și a adus-o, staful, i-a spus că are lucruri nerezolvate, dar a adus-o pentru că se termina sezonul și nu reintrase nimeni. Așa că a chemat-o pe ea. Dar în celelalte sezoane tot timpul a intrat câte cineva. Dar odată, când a intrat 2, 3, 4, nu poți la nesfârșit, că așa ce harabă bură ar fi. Ce harabă bură. Fiecare vine, pleacă, vine, pleacă. O singură dată, o singură șansă. Ei, bine așa, decât deloc. Am văzut pe Madi și Sergiu s-au dus la camere să-și ceară scuze. Pentru ce? Pentru că au spus să nu-i mai voteze, vor din nou acum top. Fraier ar fi să-i mai voteze cineva. Păi ce e aici, loterie? Vreau, nu vreau, vreau, nu vreau, ce e asta? Ar trebui să fie hotărâți. Și nu cred eu că o să facă casă bună cu ea. Pentru că o relație începută pe minciuni, ale ei, la ea mă refer, și cu a treia persoană, Horia ce caută în cuplul lor? Ce caută Horia? Pentru că nu e trecut, zicea că trecutul e al ei, mulți comentau. Și am văzut și pe Facebook, am văzut, dar și în casă, asta Maria care se amestecă pe la toate cuplurile, am văzut că se amestecă peste tot. Am simpatizat-o la început, nu mai îmi place. E cu bârfa, cu amestecatul, să-i lasă în pace și trăiască viața fiecare cum vrea. Dar Horia nu e trecut. În momentul când e trimis, fiind în casa mireasa și fiind în relație cu Sergiu, el îi trimite scrisori și toate astea. Ca prieten, da. Nu pare deloc prieten. Cu prieten nu dormi în pat. Mai ales femeie, bărbat. N-ai cum. N-ai cum. Nu se poate. Ei, încearcă și ea să ne minte. El zice că a iertat-o, că păi nu. Care minte, minte, să știți. Nu poți să minți odată și după aceea să gata, nu mai minți. Mincinosul e mincinos. Asta e o boală, ca o boală. Chiar e o boală. Chiar așa se numește. Dar nu trece. Dacă a început relația pe minciuni, pe minciuni, în caz că va rămâne cu ea, plus că el nu o să mai aibă încredere în ea. Și chiar dacă ar spune de acum încolo, zice că spune adevărul, eu, se întâmplă ceva și spune adevărul. Nu cred, nu crede, nu o să mai o creadă. Din moment ce încrederea a dispărut, nu poți să o mai faci să revină, nu se poate. Ai o îndoială, chiar dacă zici, bine, te cred, dar să-ți recoară în suflet o îndoială, zici, dar dacă nu e așa, dar dacă mă minte iar, pentru că m-a mai mințit și o să mai mă minte. Vedeți, e foarte greu. Foarte greu cu încrederea pierdută. Eu recomand lui Sergiu să se mai gândească, dar uite-te că el vrea neapărat să fie în finală, vrea neapărat să căsătorească, nu-l mai interesează ce o fi după. Poate vrea să și câștige, normal, toți vor să câștige. Că de asta e concurs. Nimeni nu intră într-un concurs cu gândul că va pierde. Toți vor să câștige. Dar contează foarte mult de staff cine va câștiga, foarte mult. Dacă nu chiar 100%. Bogdana și Liviu, știți că sunt la eliminare luni. O să aflăm următoarea, peste o săptămână, ce s-a întâmplat cu ei. Deci, casa o să-i voteze, pentru că pe cei din casă i-a deranjat foarte tare și ar face bine să voteze toți pentru eliminarea lor, că nu au niciun rost acolo. Pentru că nu o să se îndrepte. Dacă o să rămână în casă, tot așa o să facă. Așa că Bogdana vorbea cu mamele și spunea că cei din casă au ceva cu ei, mai zicea ea și înainte că nu-i suportă, că se iubesc, ce are una cu alta. Că vor să scape de ei, dar ei n-au făcut nimic, ei sunt niște sfinți. Ei nimic n-au făcut, în afară că au vorbit foarte urât, s-au comportat foarte urât, violență și toate astea,
pentru ei ceva normal, pentru că, bineînțeles, Bogdana în mediul ăsta a crescut, ea, mediul violent, că ce-a povestit ea, ce-am auzit la telefon cu mama ei, a crescut foarte rău, traumatizată. Ea nu știe alt mediu, ea nu știe altfel să se comporte, nu știe că există alt mediu de a crește pe cineva. Și când o să aibă copii, o să aibă cândva, tot așa o să-și crească, în mediul acela de frică, cum a fost și ea crescută, pentru că ea alt mod pur și simplu nu cunoaște. Și zicea, măcar am avut acest date la hotel, chiar dacă o să elimine, au avut acest date, iar Liviu se lăuda la băieți că ce bine au mâncat ei ciorbă de burcă, parcă ciorbă de burtă, de vacă, deci o fi fost la hotel când au fost acolo, să lăuda el cu ce au mâncat. Păi cu ce era să se laude, că la mintea lui el altceva n-a știut ce a mâncat și ce au făcut în pat. Pe el asta l-a interesat. Acum cred că sunt mai potoliți după ce s-au răcorit puțin. Păi așa este, ce? Nu-i așa? Da. Fix asta e. Iar mamele s-au și dus peste ei să le dea sfaturi. Ce sfaturi să le mai dea acum? Dar asta e rolul mamelor în casa Mireasa, să dea sfaturi. Că ei au sentimente, că nu au sentimente. Eu n-am văzut sentimente la ei, decât atâta, dorința foarte mare de a câștiga concursul. Și Miruna, sora lui Sergiu, a sunat, a vorbit la telefon și îi spunea că se dea a doua șansă de Madi. Pentru că așa vede ea de afară că Madi merită. Dar el tot comenta că a mințit, că n-are, da. Nu știu ce au rezolvat până la urmă, el cu sora lui. De fapt, cu Madi el sunt împreună, iar nu știu, că nu s-au declarat, n-au pus stop cunoașterii, nu, sunt încă cuplu, da, n-au pus. Cu toate că a zis el, a zis, dar n-a declarat în direct, n-a declarat asta, a spus că trebuiau să pun stop cunoașterii, da, dar n-a pus. Pentru că n-are ce să facă, altă fată nu este. Daria mă, e atât. Și poate Luiza, dar nu vrea pe Luiza. Luiza l-ar vrea pe el. Că l-ați văzut atunci la tascul cabinei telefonice, că a stat aproape toată noaptea lângă el. Dar zice că nu se gândește la ea, nu că ar iubi eu pe Madi, nu. Dar se gândesc la susținători, că au deja grupuri formate. Iar Luiza nu are, vedeți? Căsătorie bazată pe părerile celorlalți. Căsătorie bazată pe frica de eliminare. Pentru că staful asta le face. E amenință cu eliminarea. Nu faci cuplu și atunci găsești ce-o fi, ce-a mai rămas. Nu că neapărat și-ar dori Sergiu să se căsătorească exact cu Madi. El vrea să se căsătorească, dar nu că ar iubi-o. Că trebuie. Face cuplu că trebuie. Că dacă nu, îl pune la curse de eliminare. Vedeți? Vedeți ce face staful din ei? Că de asta se divorțează foarte mult. Asta. Pentru că nu se poate așa ceva. Nu se poate. Sentimente și iubiri din astea ca în filme, chiar că în filme se întâmplă. Nu dintr-o dată, în 4 luni de zile, gata, hai, ne căsătorim. Dar așa sunt regulile și asta le respectă. Bianca s-a dus la doamna Anina și i-a zis că ceva probleme cu Robert, că el e de vină, că nu știu ce atenție a dat, n-am înțeles pentru că nu, cei din staff n-au lăsat prea mult asta, pentru că trebuie să vedem în live toate astea, dar am văzut că plângea, că era foarte supărată. Eu cred că în caz că se despart, ar fi Anina cea mai fericită, pentru că știți că nu o suportă deloc pe Bianca. Cu toate că ea zice, să fiți fericiți, eu vă iubesc, dar vreau să stau departe, astea-s vorbele ei. Păi eu știu că dacă îi iubești, nu poți să stai departe, nu se poate așa ceva. Că vrea să fie băiatul fericit, păi lasă-l să fie fericit atunci dacă se amestecă în viața lui. Dar ceva s-a întâmplat între ei, vom afla, dacă o să vrea stafful să dea, vom afla în direct, la ora 2, la 3, până la 5 avem timp să aflăm în direct. Acum, luni, concurenții, luni după masă, concurenții au primit
Și mamele, bineînțeles, toți din casă au primit mâncarea. Mâncarea, băutura, sucurile, tot ce au comandat. Și Andy, pentru că el stă în Italia, s-a apucat să le facă paste, pentru că zicea el că e specialist. După cum l-au lăudat de fiecare dată ceilalți, la băieți acolo a făcut, chiar se pricepe. Nici nu-i greu, să știți că și eu gătesc paste, nu-i nicio problemă. Dar fiecare zonă au specificul lor, depinde ce adaugă, pentru că pastele le fierb și atât. Nu trebuie cine știe ce, dar contează ce adaugi în ele. Foarte mulți adaugă smântână, alții brânză, alții carne tocată, sosuri și așa mai departe. Eu, pentru mine, le fac cu legume, pentru că fiind vegan, nu pot să pun nici smântână, nici carne tocată, nici altceva, nici brânză. Așa că cu legume sunt foarte bune. Și asta o dată pe săptămână, nu mai mult, pentru că îngraș. Dar nu de asta, au calorii. Bineînțeles, paste fără gluten cumpăr. Cam atât am avut pentru azi. Hai să urmărim de la ora 2 să vedem ce explicații vor da în direct. Vă rog să vă abonați la canalul meu, apăsați clopoțelul și dați like, că mă ajută foarte tare. La revedere!